Trăiesc acum momente de dincolo de moarte și dincolo de tot ce-i trecător și mă gândesc la clipa viitoare privind în fața mea un Salvator. Trăiesc acum clipe profunde și solemne, momentul măreției din ziua de apoi, momentul învierii când într-o dimineață, printre mulțimi de ploape, vom învia și noi. Chiar de vom fi în țărână, cum sunt strămoșii noștri, acoperiți de viață sau de pe piatră grea, vom învia atunci și de prin morminte, când trâmbița învierii pe noi va răsuna. Vom învia, trăiți expresia aceasta, gândește-te că ești întregător. Mâine vei fi la capătul acela ce astăzi tu numești viitor. Mâine vei fi un bun de țărână, iar Duhul de viață plecat în veșnicii. N-ai vrea să te gândești la clipa viitoare, ca să trăiești cu El eterne bucurii. Momentul învierii va scutui pământul și într-o clipă își va declanșa supus o cifră uriașă de morminte a tuturor celor ce au pe cerchea lui Iisus. O singură clipită și toți în transformare vom îmbrăca un trup slăbit și glorios, pământul în veci de veci nu ne atrage, căci ne atrage în sus ființa lui Hristos. Nu veșnic vom rămâne în țărână, nu veșnic vom rămâne în mormânt, nu noi vom moșteni pământul ce ne oferă în grabă un mormânt. N-a cunoscut pământul niciodată a lacrimilor foc ce cad pe scoarța lui. El a primit ființe dragi și tineri și n-a înțeles dorința nimănui. El a atras ca un magnet puternic pe bietul om, cu simțuri și cu grai. La toți ce-a izbit privirea numai să-și piardă dreptul de la rai. Dar prin Hristos noi astăzi spune viața nu sfârșește la mormânt, viața e ce se întoarce din nou la Cel ce este veșnic sfânt. Și la o vreme bine hotărâtă viețile din nou vor reveni și raport de merit învierii vor învia întâi a cei ce vor moșteni. Edenul nou sau paradisul slavei, Ierusalimul nou de Iisus pregătit, cetatea păcii, cetatea mântuită de toți a cei ce în viață lui Iisus i-a slujit. De nu ar fi dovezi atât de concrete, nu s-ar striga în nume Hristos a înviat, sau dacă ar fi învierea cu adevărat minciună, n-ar mai serbau nimeni, de mult s-ar fi uitat. Însă învierea în nume e o dovadă vie, studiat azi de mii de înțelepți. A înviat Abit, a înviat și Lazar, a înviat Iisus, o, pe cine mai aștepți? Ești tu în cunoștință de la Iisus încoace, câte învieri în lume de atunci au mai fost? De-ar fi un aparat acum să le anunți, ai plecat capul jos, slăvindu-L pe Hristos. Dacă ar fi în viața acum o înviere, de n-ar fi viu Hristos, crezi că ar avea un rost? Ar admira înviatul și ar mai muri odată, dar slavă pretutinde că a înviat Hristos. La El în mână viața, iar moartea-i sub picioare și gloria învierii triumfă pe pământ. Acum își are palmec și glasul care cântă și cel care ascultă și cel de la cuvânt. Acum cântați și voi a înviat mărire. Acum cobor tu har peste pământ în jos. Cobor tu sfânt în pieptul tuturor, ca să cântăm cu foc, a înviat Hristos. Slăvim acum măreața înviere, slăvim acum și biruința sa. Purtăm în inim cald de speranța întâlnirii, căci într-o zi măreață și noi vom învia. Amin. Amin.